Vă salut! În felul acesta arată panoul nostru. Acum o să-l desfac din ștrapțicuri și o să-l curățăm cu o daltă și pe o parte și pe cealaltă. Apoi o să scoatem trepte din el. Luăm o daltă. Și începem să îndepărtăm aracetul. Trebuie să avem grijă și la fibră, la fibra lemnului, pentru că se poate înfice de alta. Este recomandat un cuțit de rindea mai vechi. Aracetul este uscat pentru că a devenit transparent. Straturile groase de aracet trebuie îndepărtate pentru că la calibrat o se încarce pânza, deci milier, cu aracetul în exces. Folosim o daltă în felul acesta sau un țicling. Țiclingul este o unealtă, la fel ca o daltă, dar are cuțitul întors. Și în felul acesta putem să rașchetăm. Deci, eu când fac în felul acesta, când rașchetez, fac ce aș fi făcut cu țiclingul. Țiclingul se poate face și dintr-o pânză de fierăstrău. Trebuie să fie un oțel. Se ascute la drept, nu se ascute ca dalta. Apoi vârful unei pile se polizează, se trage la perie și facem un grad, o bavură. Și bavura aceea scoate șpan din lemn. Ca să înțelegeți mai bine, când făceam cozi de sapă, de topor, de ciocan, înainte să-l folosesc, după ce îi puneam coada la topor, luam o sticlă, o spărgeam și luam un ciob și râcâiam. Acela este țiclingul.
În felul acela se face și cu țiclinii. Se rașchetează suprafețele poroase. Dar este valabil doar la lemn tare. Lemn în moale nu se poate lua cu țiclinul. Decât lemnul tare. Fac stejar. Paltin, nuc. Frasin. Carpen. Sunt o mulțime de lemne populare. Jugastru, corn și aninul se poate rașcheta. Așa voi face până termin tot panoul. Apoi o să-l întorc și o să fac același lucru și pe partea cealaltă. Am întors panoul. Partea de jos se curăță mai ușor. Este partea scursă. Totuși, cred că o să bag la grosime, să scot un șpan de jumătate de milimetru pentru a fi mult mai ușor la mașina de calibrat. Mașina de calibrat doar să dea față. Pentru că la grosime o să îndepărtăm cu ușurință aracetul. Aici pun panou frumos de 23 de mm, 22,5.
Acum vreau să trag un șpan foarte subțire la toate treptele care încap la grosime. Grosimea este de 400, iar cea mai lată treaptă este de 450. Dar avem doar două trepte de 450 și 430. Restul merg băgate să ușurăm munca la mașina de calibrat.
Ia uitați cum au ieșit treptele. Abia se vede îmbinarea. Se distinge, se vede îmbinarea pentru că avem fibră. Acum trebuie să le bag la calibrat și înainte să le bag la calibrat, trebuie să le verific și să caut cea mai frumoasă față, o față și un cant. La aceasta avem cantul acesta și fața aceasta. Și se va face un semn așa. Acum pregătim mașina pentru a trage la cant, pentru a trage vinclu cant. Ce se vaită găinile acelea. Parcă au oat butelii.
Acum o să calibrăm această treaptă, să o aducem la același nivel cu celelalte. Apoi le frezăm. Le frezăm cu oberfreserul, cu o freză cu o rază de 20 de mm. Și apoi le recalibrăm pe toate împreună.
În felul acesta au ieșit treptele calibrate. Sunt șlefuite foarte bine. Ia uitați ce frumos. Abia se văd îmbinările. Dacă nu ar fi fibra întreruptă, nu s-ar cunoaște că ar fi îmbinat.